continuare pe domnul prorector Liviu Cădariu Brăiloiu pentru înmânarea Premiului pentru Excelență în Digitalizare. Bună ziua, Doamnelor și domnilor! Mă bucur și eu să particip la acest eveniment de tradiție al Universității. După cum știți, în acest an, mare parte din activitatea didactică și nu numai, s-a desfășurat în zona de online. Fie că vorbim despre activități de predare, fie că vorbim despre activități de evaluare, chiar și concursuri, lucrări de diplomă, o grămadă de activități au necesitat, datorită situației epidemiologice, desfășurarea în, în mediul online. Aceste activități s-au putut derula sub această formă și eu zic excelentă. Și datorită existenței uh, unei entități în Universitatea Politehnica, uh, care în ultima perioadă, în acest an, în 2020, prin uh, colegii uh, noștri care activează acolo, uh, prin expertiza lor, uh, au oferit, uh, ne-au oferit uh, experiență și aș spune aici că tradiția și existența lor de peste 20 de ani, din 1998, ne-au făcut alături de cealaltă universități să avem o activitate în condiții quasi normală pe zona de online. Este vorba despre centrul de e-learning, CLUPT, care astăzi va primi premiul pentru excelență în digitalizare. O invit aici pe directoarea acestui centru, doamna doctor inginer Diana Andone, pentru a ne adresa câteva cuvinte. Mulțumesc mult de tot. Îmi cer scuze, sunt un pic emoționat. Recunosc că e un pic de surpriză și pentru mine. Ați spomenit de 22 de ani. Permiteți-mi să mulțumesc în primul rând inovatorilor care acum 22 de ani au pornit învățământul la distanță. Profesorul Radu Vasiu, profesorul Lăcrăneara Stoicutiva, dar primul director al centrului de e-learning, de învățământ la distanță, cum era atunci profesorul Nicolae Robu, următorul director, profesorul Vasile Stoicutiva, dar și echipei minunate care o avem acum și care a permis dezvoltarea campusului virtual începând cu 2005, ca o continuare a primei dezvoltări care s-a realizat de către Centrul Multimedia încă din 1999. Permiteți-mi să-i numesc, fiindcă, de fapt, acest premiu sunt, întotdeauna spun, eu sunt în față dar ești la fel de bun numai ca și echipa pe care o ai. Și am să încep într-o ordine complet aleatoare. Uh, Mugur Mocofan, mulți sunt aici și se lucrează online la asigurarea transmisiei acestei emisiuni, deci din păcate nu-i putem vedea. Mugur Mocofan, Vlad Mihaescu, Silviu Verd, Andrei Ternauciuc, Rafael Leucuța, Maru Stătaru, Oana, uh, Oana Rotaru, uh, Daniela Stoica, Camelia Ciuclea, Poliana Ilinca, Mari Maricescu, Renate Iovi, Alex, Alex Gionghiuș. Este echipa care a făcut posibilă digitalizarea educației în Politehnică de mai bine de 12 ani și care a permis ca împreună cu toți cei 12 administratori de facultăți care sunt alocați, să zicem, doar în ultimele 9 nou, luni, să Putem să trecem la ceea ce este deja apreciat în întreaga Românie și nu numai la o universitate care este considerată model în educația digitală, la o universitate care a aplicat deja toată transformarea digitală și a trecut de la digitalizare la transformare digitală. Sper că vom continua. Ne avem planul foarte mari și continuăm să ne dorim să facem lucruri cât mai mari și să putem să creăm un model în care online-ul să devină o parte obișnuită a vieții noastre printr-un model blended learning, să putem poate să introducem certificate digitale și multe alte lucruri. Mulțumesc tuturor profesorilor din Politehnică care au făcut acest lucru posibil. Poate vorbesc un pic mai mult, dar uh, sunt mulți pe care trebuie să le mulțumesc. Acum două săptămâni, într-o întâlnire europeană, am fost întrebată care a fost momentul meu aha în ultimii ani. Și am spus, cel mai puternic moment aha al meu a fost în martie, când am văzut că, fără ezitare, toată Politehnica s-a decis și a muncit enorm de mult pentru o trecere online corectă, eficientă și care a permis ca educația să continue, să nu se oprească. Le mulțumesc mult de tot și acest premiu îl dedic tuturor profesorilor din Politehnică. Mulțumesc!